La Sărcia, lucrările la reamenajarea bisericii au reînceput cu binecuvântarea preasfinției sale Danil, episcopul Daciei Felix, în anul 2015, sub coordonarea preotului paroh Cristian Popi, împreună cu membrii Consiliului Parohial și a oamenilor de bună credință, care au contribuit financiar la executarea acestor lucrări, care au fost finalizate la începutul acestui an. Ieri, la locașul de culte din Sărcia, s-au binecuvântat aceste lucrări prin slujba de resfințire, Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfinția sa Danil, înconjurat de un sobor de preoți. Biserica a fost sfințită în 1896 de către episcopul Ioan Mețean, episcop al Aradului. Iată că, după atâta timp, a ajuns timpul, făcând reparații ulterioare, ca să fie resfințită. Astăzi a fost resfințită de Preasfințitul Părinte Episcop Danil Stoenescu, episcop al Episcopiei Daciei Felix, cu un sobor de preoți în frunte cu Părintele Vicar Emanuel Tăpălagă. Mulțumim tuturor care ne-au ajutat, atât financiar, cât și cu munca lor benevolă, ca să ducem aceste lucrări la un bun sfârșit. Iar munca noastră, rodul acestei munci depuse, astăzi a fost încununată cu binecuvântarea parohiei noastre. Evenimentul a fost onorat și de prezența mai multor oficialități și oaspeți, după cum sunt Dan Nicolae Constantin, consulul gerant al României la Vârșeț, și dr. Milete Raduievici, șeful Direcției pentru colaborarea cu bisericile și comunitățile confesionale de la Ministerul Justiției.